Din acest loc spre suprafață, după ce în 1968, la acest etaj, a fost descoperită o galerie antică din perioada Imperiului Roman, foarte bine conservată. Subadministrarea a fost în mina statului, fără să evidențeze vreo cheltuială separată, cu inginerii de atunci, cu entuziasmul oamenilor care au în mine, a făcut acest amenajament de aici, pe suprafață. Și încă din 1976 se vizitează turistic în condiții foarte bune și acum subadministrarea a fost în mine, cu mare greutate, mă mai întreținut după 2006, când am insistat activitatea și finanțarea, se vor vedea în pereți urmele uneltelor. Galeriile antice au fost cioplite manual cu dalta și ciocanul. Ne uimesc, ne îngrozesc, se vor vedea etapele de lucru, o să vedem toată galeria și apoi încerc să vă dau o idee despre cum găseau aur. Asta pe noi ne-a uimit. Încă se înțelege cumva, după mii de ani, și tehnica de lucru, dar și strategia minieră. Atenție, ce în azi de aici, la 1,70 m aproximativ, o să vezi că galerie sunt și un pic mai înalte și mai joasă, dar se păstrează cu multă consecvență în 2 metri pătrați transversal. Să nu ne lovim la cap.
suntem la 100 de metri sub pământ pe verticală în acest moment. Față de șosea suntem la 200 de metri. Se simte, cred eu, foarte bine atmosfera subteranului, care este non-propozițională, prin ceea ce vă zic eu, nu să aflați toate, însă senzația asta de autenticitate este aici deosebită. Avem 4 etaje deasupra noastră accesibile, mai sunt 3 sub noi. Avem de la cel mai de jos etaj până la cel mai de sus 300 de metri, 19 etaje principale, 4 km față, sunt niște munți pe care o să vedem și când ne uităm la utilaje, o să identificăm și la pavilion macheta tridimensională a munților și o să vă arăt și pe partea unde suntem astăzi ca niște furicuțe într-un imens mușuroi. Primul palier al peisajului structural de la Ușa Muntană este această fantastică rețea de galerii care se află peste tot. Marea majoritate a lucrărilor miniere, estimez că 90% dintre galeriile de la Ușa Muntană sunt din trecutul nostru rece. Remarcați-le aici, faceți comparație și cu ce am văzut la intrare, am să mă laud acolo cu o siderie de bolțare, o permanentizare a accesului, pentru că unele galerii au durată de viață cât toată mina. Însă, unele, mare majoritate a galeriilor nu trebuie susținute, pentru că piatra este tare, galeriile rămân cam cum le-au lăsat minerii. Și ce vedeți aici, destul de urâte, ca să zic așa, și mai sus și în spate, noastră și în stelea, au fost realizate cu dinamită. Acest procedeu se numește perforare în pușcare. Găurile pe vremuri se făceau manual, se pune aproape pușcă. Mai târziu s-a folosit perforatorul și s-a utilizat dinamita.
Deci aici la suprafață sunt expuse utilaje, mașinării și instalații și tehnicile de prelucrare din cele mai vechi timpuri până când am aplicat flotanța. Utilajele de lemn, care vedeți aici, sunt replici, se numesc ștampuri, de la ștampe, în care înseamnă a pisa măcina. Sunt cele mai reprezentative utilaje pentru mineritul tradițional, bazat pe inițiativa familiilor și a asociațiilor miniere. Un minerit care după 1948 dispare. După naționalizarea minerilor de producție, asociațiile miniere au încetat activitatea. S-a trecut la un minerit la altă scară, un minerit industrial, la o scară mai mare. Și din 1970 s-a început o exploatare la suprafață. Utilajele de lemn erau activate cu apă. Mai sus de noi, în bazinul hidrografic superior al Roșiei Muntare, sunt 7 lacuri din perioada împărăteasei Maria Tezaustei. Ele fac parte din peisajul minier de la suprafață. Pe Valea Roșiei Muntare și a Munte și a Val s-au adunat sute de utilaje în timp, chiar pe malul Apuzeului, să știți, sau chiar pe malul Arieșului, la 12 km a Val, existau primele utilaje. Timpele pe Feleaga, aduc valul din toate piate și noada, le vedeți cum funcționa. Comuniștii le-au interzis, ele n-au mai putut fi folosite, însă radamentul lor a scăzut, pentru că astfel de utilaje măcinau între 3 și 5 tone de piatră săptămânal. Pentru că mineralizația era bogată, puteau să recupereze câteva sute de grame de aur, câteva kilograme pe măsură. Însă ce timpul trece, mineralizația este diseminată și cantități din ce în ce mai mari de piatră, însă se scoate din ce în ce mai puțin aur. În acest motiv, se va începe exploatarea la suprafață. Undeva la dreapta am apărut direcția Brazilului, a fost în muntea cărui vârf l-am retezat, cum se vedeți la pavilor macheta acestei mânt. Vă mai atrag atenția așa supra muntelui din față. Mi-am de acolo un masiv jucos care conține cea mai mare cantitate. Și cele mai frumoase miniere. Se văd acolo râpe galbene, sunt exale și poate să fie un găit de 50 în schimbă. Nu sunt prea tipic, adică se numește galbie de coasă. Mineritul tradițional dispare încet încet, nu mai avem decât vinul pentru societate și prin mineri, însă este la nivel european, îl utilizează pre-industrială, nu știu ce este pentru mineri, s-a folosit tot ca cana pe ei, aceste utilaje de mine, o să dispar și unul singur, din destul de ăsta autentic, s-a la Sibiu, la Muzeul Astra, legate între ele, fac geamuri cu conducte, de la mine nu rezultă din 250. Prin prostupa consistență, minerale, cu aur, sau metale, rare și consistență, unele substanțe fizice și de sucoră, cam, să zic așa, un gram de aur, ca un gram de măsură. Zipurile bogate, care conțin între 3-10 gram de aur la tonă, sunt tratate la greunită cu miere, cu geamuri, la folosirea aia de lemn,